Domnule comandant, detașamentul de onoare constituit cu ocazia sărbătoririi Zilei Armatei României vă prezint onor. Sunt comandantul detașamentului, capitan comandor Varmer. Armatei României, care de viacuri apără granițele și onorează angajamentele țării în lupta pentru apărarea democrației și libertății poporului. Independența, integritatea și suveranitatea țării au fost țelurile pentru care înaintașii noștri au trecut la arme, iar faptele lor ne-au construit istoria de care suntem atât de mândri. Jertfa de sânge a acestor succese militare a fost uriașă, dovedind voința fermă a ostașilor români de a-și vedea țara eliberată de sub ocupația străină. Sărbătorim 73 de ani de când armata română a eliberat ultima palmă de pământ românesc. Atunci, glorioasa zi de 25 octombrie 1944, armata română a desăvârșit eliberarea celor trei județe, Sălaj, Bihor și Cluj, răpite prin dictatul de la Viena. Victoria din acea zi a rămas întipărită în sufletele românilor ca pagină de istorie și ca una dintre cele mai importante zile care merită să fie dedicată sărbătoririi armatei și a celor care au fost și sunt în slujba ei. După 17 zile de încreșteri sângeroase, în dimineața zilei de 25 octombrie 1944, oștirea română care ajunsese la porțile orașului Cairei a dat bătălia decisivă, ridicând jertfa supremă la 58.000 de vieți. A fost momentul în care, alături de bătălia de la Oarba de Mureș, ostașii români au uitat de propria integritate, de propria viață, aruncându-se în fața gloanțelor și a obuzelor pentru demnitatea poporului românesc. În această zi memorabilă, pentru eroismul și sacrificiul militarilor români, se cuvine să omagiem pe cei care de veacuri stau de pază pe zidurile națiunii, pentru a ne asigura pacea, libertatea și identitatea, valori pe care de multe ori tindem să le luăm ca pe ceva ce ni se cuvine, dar pe care, fără acești bravi militari, nu le-am avea. Prin decretul numărul 381 din 1.10.1959, Ziua Armatei Române a devenit sărbătoare de stat, ziua în care ne îndreptăm gândurile către voi, dragi ostași ai națiunii române, cărora vă mulțumim pentru fiecare efort depus pentru România, pentru fiecare picătură de sânge vărsată pentru neamul românesc. În calitate de primar al municipiului Câmpia Cluzii, vă port un deosebit respect și admirație și vă transmit în numele cetățenilor stima, aprecierea și mulțumirea față de ceea ce voi, ostașii țării, reprezentați pentru națiunea noastră. Dumnezeu să binecuvânteze armata română, Dumnezeu să binecuvânteze România. Toți cei care sunt români de credință au ales destinul de a fi permanent în slujba țării, fie militar în activitate, în rezervă sau în retragere, știu că istoria României s-a scris cu multe sacrificii, iar fiecare palmă de pământ al patriei a fost apărat cu demnitate de întreaga armată română. La 25 octombrie 1944, după rupte grele, ultima localitate românească de la frontiera de vest a țării, Carei, a fost eliberată cu prețul vieții a peste 50.000 de militari români. Purtăm în inimile noastre un atât de respect pentru cei care și-au dat viața pe câmpul de luptă sub faldurile drapelului și pentru îndeplinirea idealelor naționale. Unitate, independență, suveranitate și integritate teritorială. Jertfa, abnegația și dăruirea lor pentru promovarea și apărarea națiunii și statului român
rămân permanent în memoria noastră, drept garanția perpetuării valorilor istorice ale Adamului. Doamnelor și domnilor, baza 71 aeriană general Emanuel Ionescu, cu sediul la Câmpia Turzii, execută misiuni de apărare a spațiului aerian din zona de responsabilitate cu mijloace aer-aer și aer-sol, asigură sprijinul celorlalți. Un dispozitiv de zbor de elicoptere IAR-330 Puma și IAR-330 Stocat din dotarea bazei 71 aeriană, transportând drapelul național.